Alexandra Nechita Vasluianca, născută pe 27 august 1985, pictează de mică cu un talent și o dăruire extraordinară, iar stilul și valoarea operelor sale i-au întemeiat pe specialiști să o numească Micuța Picasso. Împreună cu părinții, Alexandra este stabilită în Statele Unite ale Americii, dar la puțin timp după plecarea din țară a revenit să-și vadă locurile natale, prilej care a conferit micuței pictorițe prilejul să-și facă, bineînțeles, scopul ei. Dacă eu am un vis să fac visul meu să devină, să fie adevărat, să nu mă lasă teama să mă ține, să mă cuprindă și întotdeauna să am pasiunea să fac ce vreau și să fac numai ce-mi place. La doar 26 de ani, operele Alexandrei se găsesc în multe muzee din lume, în colecțiile Vaticanului, dar și în colecții personale. Ca atare, opera româncei, asemuită din punct de vedere al coloritului cu cea a lui Matisse, iar din punct de vedere al formelor și stilului cu cea a lui Picasso, a atras de mult atenția criticilor de artă, dar și a jurnaliștilor, care au avut-o în nenumărate cazuri invitată pentru realizarea materialelor de presă.